Nu deci nu mai funcționează Uniunea Social Liberală la nivel central. În schimb, aici la Buzău, alianțele între PSD și PNL funcționează pentru că, de fapt, discuția a plecat încă din anul 2012 după alegeri și am spus că vom face tot ce este posibil împreună ca să atragem cât mai multe proiecte pentru Buzău. Acum știți, punctul meu de vedere a fost ca Uniunea Social Liberală să se mențină. Asta a fost punctul meu de vedere și în mare parte colegii mei au susținut acest lucru. Și atunci m-aș bucura foarte clar ca, dacă nu se poate cu domnul Crin Antonescu, totul să funcționeze această alianță între social și liberal prin postura domnului Tăricianu.